La Sinaia, cel mai bine s-a schiat pe pârtia Drumul de Vară, de la cota 2000 până la cota 1400 și de aici pe pârtia 9 până în oraș. De altfel, aici a fost și cel mai aglomerat. Cei care au vrut să scape de stat la coadă la instalația de transport pe cablu au mers în Valea Dorului. Chiar dacă la orele prânzului la altitudini mare a fost ceață, toată lumea s-a distrat pe cinste. E vreme, zăpada e bună, păcat că e ceață și că bate vântul, dar asta este, suntem la schi, nu suntem la plimbare și atunci îi dăm bătaie. Profităm! Îmi place că ninge, e zăpada bună, nu e gheață pe pârtie. Nu e nici la fel de aglomerat ca de sărbători. Nu e aglomerat, destul de liber, n-am stat la coadă nici la telescaun, puțin la cabină, dar în rest a fost ok. Cum e aici? Foarte bine! Cod galben de distracție? Da! Profitați de zăpadea? Profităm din plin, da. Grătarele de la baza pârtilor, pline cu mititei, pastramă și fripturi, au sfârâit și ele toată ziua, îmbindu-i cu mirosul irezistibil pe practicanții sporturilor de iarnă. Da, foarte frumos. Ați încercat micii? Acum să încercăm, să vedem cât de bun. În o tură pe pârtia sau cât așa, puțină mișcare? Acum am ajuns sus. Ați început direct cu micii? Direct cu micii, ca să putem să avem ce consuma. Aglomerația de pe pârtii s-a mutat însă duminică după amiază pe DN1, unde între Azuga și Bușteni s-a circulat bară la bară. Coloanele de mașini s-au întins pe mai bine de 5 km, însă chiar și așa niciunul dintre cei prinși în trafic n-a regretat că a ales să vină în weekend la munte. E cam aglomerat. Da, e bine, a fost frumos, una peste alta, a fost bine. Se merită drumul. Se merită, de la Constanța am venit.